mulți actori. Astăzi vă spunem bine a revenit acasă paralimpicilor noștri, care ne-au reprezentat cu extrem de multă demnitate și sunt un exemplu pentru noi toți de reziliență. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru Republica Moldova, pentru rezultatele extraordinare. La înmânarea de apelului care a avut loc la președinție, unul dintre dumneavoastră, doamna Larisa Marincova, menționase că totul este posibil. Atunci când și-a semnat poza și într-adevăr v-ați demonstrat încă o dată lucrul ăsta, că absolut totul este posibil. Sunteți o inspirație pentru noi toți. Felicitări! Și vreau să o invit pe doamna președinte cu un cuvânt de salut aici. Bună ziua! Dragi sportivi, bine ați revenit acasă! Vă mulțumim tare mult! Suntem aici ca să ne exprimăm aprecierea și recunoștința. Să vă felicităm pentru rezultatele extraordinare. Avem încă două medalii la aceste Jocuri Olimpice. Ion Basoc și Oleg Crețun, să-i aplaudăm. Da, și pe toți ceilalți participanți care s-au calificat și care au concurat cu peste 4.000 de atleți din toată lumea, din peste 150 de țări, și sportivii noștri ne-au reprezentat cu mare demnitate. Sper să învățăm cu toții, și cei mici și cei mari, să înțelegem că orice e posibil dacă facem efort, dacă muncim cinstit, și sper să avem cât mai mulți copii și tineri care să urmeze exemplu acestor eroi. Mulțumim tare mult! Браво! 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 Бра
Eu não sei se você está